Bună ziua! Numele meu este Adriana Radu și sunt inițiatoarea proiectului Sexul versus Barza. Vreau să vă mulțumesc cu această ocazie că participați la sesiunea despre Sexul versus Barza din cadrul conferinței Future Libraries organizate de Biblionet. Nu pot fi, din păcate, alături de dumneavoastră, dar a fost foarte important pentru mine și pentru echipa Sexul versus Barza să vă transmitem un mesaj. Acest mesaj conține, în primul rând, un soi de credință despre care vrem să vă vorbim și o credință pe care o împărtășesc și colegele mele de la Biblionet, care ne susțin cu proiectul și cărora le mulțumim, adică Daniela Drăghici și Alexandra Bucur. Credința că bibliotecarii pot avea un rol foarte important în comunitățile lor și că mai mult ei pot cu adevărat contribui la rezolvarea unor probleme din comunitate. O problemă foarte importantă care există în România este lipsa educației sexuale, ceea ce se traduce la nivel statistic prin rate de natalitate foarte ridicate la minore, asta la nivel european, și de asemenea prin faptul că nu există egalitate între fete și băieți. De aceea noi am pornit Sexul versus Barza, dar Sexul versus Barza are un soi de minus. Este un proiect online la care noi muncim foarte mult, la care ținem foarte mult, dar este un proiect online, ceea ce înseamnă că nu reușim să ajungem la atât de mulți tineri pe cât ne-am dorit. Din acest motiv, le suntem foarte recunoscători colegilor dumneavoastră bibliotecare care deja au organizat workshop-uri, întâlniri de educație sexuală în bibliotecile lor sau prin intermediul bibliotecilor lor. Așa că, în final, avem la dumneavoastră un soi de rugăminte și anume, nu, două rugăminți. Prima este să le ascultați cu mintea și inima deschisă pe colegiile dumneavoastră bibliotecare care vor povesti în cadrul acestei sesiuni ce fel de activități au organizat în bibliotecile lor pe teme de educație sexuală. Și a doua, să vă gândiți la rolul dumneavoastră în comunitate, la rolul dumneavoastră pe care puteți avea pentru rezolvarea unei probleme în comunitate și ca putând avea o influență foarte importantă asupra rezolvării problemei lipsei de educație sexuală, diseminând informații pe teme de educație sexuală în biblioteci. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. Susțineți Sexul versus Barza în biblioteci. La revedere!